Direcția Poliției Locale va deveni instituție de interes local și va trece din aparatul de specialitate al primarului sub autoritatea Consiliului Local Municipal. Procesul dintre primărie și polițiștii locali continuă și se preconizează că municipalitatea va avea de plată sume importante. Conform avizului prefecturii, numărul maxim de polițiști locali este de 129 de funcționari publici și personal contractual. Noua direcție se va forma prin preluarea de personal de la fostul serviciu al primarului. Numărul polițiștilor va fi stabilit și comunicat luna viitoare de către edilul șef. Deci în momentul ăsta nu știm siguri, deci toți cei care vor fi în plus, bineînțeles că nu vor mai lucra în cadrul primăriei Buzău. Nu știm în momentul ăsta foarte exact, pentru că mai sunt niște simulări de făcut. Trebuie să respectăm legea. În documentul care ne-a venit de la prefectură, sunt trecuți acolo pe acel document oficial 129 de posturi de polițiști, funcționari publici sau contractuali. Și, sunt în total. Și vom respecta, în momentul ăsta cred că sunt cu vreo 190 mai mult. A mai existat o tentativă asemănătoare în urmă cu câțiva ani, când s-a încercat și reducerea numărului de polițiști locali pentru a se respecta proporția de un polițist local la 1000 de locuitori. A fost al doilea pas în înființarea acestei direcții de poliție locală separate, după ce s-a înființat și organigrama. Acum am luat-o invers. S-a pus problema acolo, n-am nimic cu niciunul din acești oameni, că vezi, Doamne, că s-ar fi pierdut 1 miliard, nu s-au pierdut nici aia. Dar eu pun altă întrebare comparându-ne cu Oradea. Sunt vreo 20 și ceva de milioane de euro bani cheltuiți pe oamenii care au fost în plus pe lege. Atenție! Pentru că în lege spune clar, maximum polițist local la 1000 de locuitori. Noi ni s-au dat 129 de locuri că a mai fost de polițiști locali pentru că a mai fost această întrebare, pentru că după Institutul Național de Statistică, noi nu suntem ca la ultimul recesământ de acum sau din 2011, suntem cu documente emise de evidența populației, suntem aproape 129.000 de buzoieni. La ședință au participat și reprezentanții ai polițiștilor locali, care au atras atenția consilierilor asupra faptului că încă există un proces pe rol între primărie și poliția locală. În primul rând, voi vorbi în calitate de lider de sindicat al polițiștilor locali. Consider că se putea rezolva problema colegilor de la serviciu pază și într-un alt mod decât disponibilizarea acestora. Discuții, negocieri, se puteau reduce cheltuielile și în alt mod. Acel proces este pe fond și nu s-a terminat. Noi considerăm, noi o să mergem oricum în justiție, dacă se trece în ședința noastră, și o să suspendăm. Adică și eu îmi doresc, și credeți-mă că sunt în asentimentul dumneavoastră și a colegilor mei, pentru că și eu îmi doresc ca această suspendare și de organigramă să se termine odată. Sunt câteva zeci de miliarde care o să vă vină să aveți de plată primăria Buzău. Ce facem cu banii ăștia 8 miliarde? Cine îi plătește? De ce trebuia să noi să plătim când atunci când am adus în discuție și am fost împotrivă și am venit cu lucruri concrete să spunem că nu e cazul să facem astfel de hotărâri, să luăm astfel de decizii împotriva poliției locale. Toată lumea nu a ținut cont de acest lucru. Iată că noi trebuie să plătim 8 miliarde, inclusiv să plătim casele de avocatură. Ce facem cu acești bani? De ce trebuie să-i plătim noi din banii cetățenilor acum? Deci suma care este ipotetică deocamdată, nu sunt decizii definitive, se tot vorbește de tot felul de chestii. Bineînțeles, un judecător poate lua orice decizie, îl respectăm. Faptul că acești oameni ar fi fost agresați, abuzați, că de fapt, de ce le-am făcut proces? Pentru treaba asta le-am dat câte 2000 și ceva de lei în despăgubiri. Nu este treaba mea, nu o comentez, dar pun întrebarea cealaltă. Cine plătește cei 20 și ceva de milioane de euro cheltuiți cu salariile acestor oameni care conform legii erau în plus? În ceea ce privește disponibilizarea unora dintre polițiștii locali până la limita de 129 de posturi de funcționari publici și personal contractual, primarul va întocmi un raport pe care îl va prezenta luna viitoare în fața aleșilor municipali.